Hello, bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Suntem acasă, după cum vedeți, începem un vlog. Vă ducem cu noi prin ziua asta liberă. Deja suntem de 2 săptămâni acasă și tot liberi am fost. Astăzi ce se întâmplă? Am luat o vacanță prelungită. Am lăsat camionul în bază. Acum o să explorăm alte noutăți pe care nu le-am explorat până acum. O să mergem astăzi la un interviu, adică eu. Yeah. Oana vine cu mine și probabil că o să vă mai arătăm alte lucruri în drum spre locația în care mergem, poate un pic din malul lacului. Mm-hmm. Mergem în Evanstone. Chiar astăzi întrebam pe Instagram ce le-ar place să vadă din Chicago și ce să mai filmăm și o tipă a scris că filmați în Evanstone și am zis perfect, că chiar astăzi aveam în plan să mergem, că dacă eu nu s-ară interviu, am zis să mă plimb eu puțin. E un campus universitar de la Northwestern University. Superb. E pur și simplu cum vedeți în filme, acolo e realitatea. Nu toate campusurile arată ca în filme, nici campusul meu nu arată, mai ales că e chiar în centrul orașului, în Chicago, unde studiez eu, și nu e loc, noi nu avem curte de fel. Deci nu arată ca în filmele alea unde merg tipele pe acele... Cu frății. Da, cu frății și alei lungi și mult gazon și te așezi și înveți acolo pe gazon. Noi nu avem spațiu de felul ăsta pentru că suntem chiar în centrul orașului. Dar aici o să vedeți un campus exact ca în filme. Și da, mergem pentru interviu și am încheiat o etapă cu camionul. Probabil că ați văzut când n-am fost noi cei mai încântați de etapa aia, dar măcar ai bifat-o și ai văzut ce înseamnă și în state. Cum am zis de la început, e interesant să vezi, să, dacă ai mers cu camionul în Europa și știi cu ce se mănâncă meseria asta, e fain să vezi ce înseamnă și în America. Și în America e diferit, sunt tot felul de experiențe noi pe care le dobândești, adică calități noi, întâmplări care, cu care te întâlnești. Și așa mai departe. Am văzut și drumurile din America, am înțeles mai bine harta Americii, acum deja știm pe unde vin statele mai bine decât dacă ne-am fi uitat pe o hartă să înțelegem cum sunt statele în America. Acum deja le-am bifat așa pe toate și înțelegem puțin fiecare așezare. Poziționarea geografică. Bineînțeles că mai ai nevoie de exercițiu, dar oricum e un, e un plus treaba când asta. Când ești acasă, când stai acasă, nu-ți vine să te uiți pe hartă și să analizezi fiecare stat în parte, ce oraș are și... stat. Da. Mergem? Mergem și pe drum, după ce ieșim din apartament, vă arătăm și ce am făcut în perioada asta, că am filmat puțin când am fost la pădure cu caiacele, cu ai mei și cu prietena Crinei, cu Natasha. Da. O să vedeți și că e tare drăguță. Și vă arătăm puțin cum e atmosfera aici la pădure, care e de fapt o rezervație foarte, foarte mare, cu spațiu amenajat pentru caiace, pentru grătar, cu măsuțe, foarte curat și ne place tare mult să mergem. Acum am făcut pentru prima dată grătar și a ieșit super, așa că vă arătăm puțin și din experiența aia până când ajungem în Evanstone. Hai! Mergem, vă arătăm ce am făcut la pădure, luăm și pe Caden pe drum. Caden este cățelul părinților mei și îl ducem și pe el la plimbare în Evanstone și da, ne vedem acolo la campus. Ne simțim bine, facem și grătar mai încolo, să vedem dacă prindem ceva pește. Uite și pe Ionuț, că n-am mers în apă încă. Hello, hello! Ne pregătim de pescuit, de caiacit. Ne place? Ne place, foarte mult ne place, vă recomandăm caiacele. Ce mai tare lucru, aici sunt și fetele. Au cunoscut pe Crina și pe Natasha. Pe Crina, da, dar... Pe Crina o știți. Și tata socru acolo leagă... Ciao! Leagă muntura pentru... Și-s Natasha, ea-i Natasha. E prietena cea mai bună a Crinei. Natasha habla spaniol, Natasha speak English. Yeah. She will learn Romanian. Ce faci, Natasha? Bine. 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 Ele merg pentru prima dată cu caiacul, sunt foarte, foarte entuziasmate, așa că mergem. Care-i treaba, dragă? Îți pregătit să duc muntura lui Titil în larg, să-l găsim pe ăla cu coadă mare. Asta-s corjii sapa, să nu scurgă. Dar ce faci cu porumbul? Mă miaște porumbul direct. Mă mim acolo în larg. Dar ia-ți o mână.
Trebuie tot? Ia cutia cu el. Trebuie să iau mai mult. Mă duc cu prima tură, să vin cu următoarea. Mai greu să nu te agheți cumva. V-ați mai văzut pe Caden de mult timp și între timp a primit și un soare și e foarte, foarte drăguț. Foarte drăguț. Ancuța, Ancuța din București, sigur o să moară de dragul tău. Să conduci din nou în Chicago. E o oră de vârf, aglomerație, drumuri noi, surprinzător, pentru că am fost dezamăgit când am venit aici anul trecut. Erau crăpături peste tot și am zis, bă, da, asta e America. Ei au început să le facă din nou și arată mult mai bine. Și după furtuna pe care am avut-o săptămâna trecută, cetățenii orașului au reînceput să facă curat, să curețe crengile de copaci, băieții care se ocupă cu peisagistica, să adune ierburile. Uite un exemplu acolo. Am ajuns în parc. Aici, chiar lângă campus, e și o plajă, plaja din Evanston, unde dacă sunteți din Chicago plătiți puțin mai mult, dacă sunteți rezidenți în Evanston mult mai puțin, pentru că noi cei din Chicago avem acolo plaje, dar nu le putem folosi din cauza coronei și aici sunt deschise plajele, foarte ciudat, dar în Chicago nu sunt deschise. Pentru cei care ne urmăriți de mai de mult timp, probabil vă amintiți că l-am luat pe Caden cu crina, am ieșit și-o dorit un câine foarte mult, respectiv Shih Tzu, și ne-am dus până la cât? La 5 ore în jos. Până la Amish. Până la Amish. L-am luat câinele de la Amish. Puteți să vă uitați la clip, pentru că e mai vechi, prin februarie undeva. Foarte interesant vlogul și experiența și de atunci la e-mail Caden. Chiar puteți să vedeți o căruță de Amish. Dacă nu știți ce înseamnă Amish, înseamnă o grupare de oameni care fac așa un fel de cult al lor. Și trăiesc după anumite principii. Da, ei nu acceptă tehnologia, nu acceptă mașinile, tot ce e motorizat, tot ce ține de energie electrică. Ei sunt împotrivă la toate lucrurile astea și funcționează cu căruța. Și niște căruțe din alea în stil vechi. Foarte interesante, le și încălzesc iarna, da. Nu le frig înăuntru în căruță. Foarte tare, uitați-vă la clip, e un clip mai vechi, cum zic, de prin februarie. Haideți să vedeți ce peisaje spectaculoase sunt de aici, cu lacul Michigan, care de aici n-ai zice că nu e o mare, pentru că nu-i vezi.
capătul și o întindere mare, mare, mare de apă. Și aici banditul. Acolo e plaja. Și acolo este Downtown Chicago, centrul orașului, zona cu zgârie nori. Și aici avem lacul Michigan și o pasarelă foarte, foarte frumoasă. Am vrut să adaug că toate clădirile pe care le vedeți aici în zonă, inclusiv clădirea asta mare de aici, aparțin Universității Northwestern, una dintre cele mai cunoscute universități din Illinois și chiar din America. Foarte scumpă universitatea, din păcate nu are profilul de arhitectură, are orice altceva cu excepția arhitecturii, nu? Așa că e o tristețe pentru mine, dar da, îmi place să venim aici și să ne bucurăm de campusul lor, care e deschis pentru toată lumea. Dați alte clădiri. Nu mai am aceeași exclamare ca și data trecută. Adică prima dată când am venit aici am fost uimit cu totul. Am rămas așa. Paf! Foarte frumos, mi-aș fi dorit o universitate ca asta în Arad, în locul Universității Aurel Laicu, dar o să fie cândva și la noi. Este sute de ani. Nu chiar. Am văzut că fac progrese și le ținem pumnii să-i facă, să le facă. El e mai pozitiv ca de obicei. Cred, păi dar ce mi-a rămas să cred? Ce mă costă să cred? E gratis, credința e gratis. Când ești pe malul lacului, pentru că e așa de mare, încerci să simți cât e de sărat. Asta e un instinct pe care îl ai, dar nu simți nimic de fapt, că apa e dulce, nu e apă sărată. E un lac, nu e o mare. Dar asta e impresia care ți-o dă, că e o mare și vrei să simți. E special în zonele cu nisip briza. Foarte fin, îți dă impresia că ești la mare de-a dreptul. Da, dar nu. E foarte frumos. Am văzut că e împărțită pe obiecte de activitate universitatea și un campus se ocupă de parte de muzică, unul se ocupă de management. E tare fain. Asta jumate e parcare, jumate sunt săli înăuntru. Zice că nu-i bine să... Adică pentru siguranța ta mai bine să nu nozi și să nu pescuiești. Deci nu e interzis, dar pentru siguranța ta e mai bine să te ferești. Cam așa zice anunțul. Și noi ne uităm în continuu că acest mister de 6 luni, care este un Shih Tzu inofensiv, are treabă cu toți căței din acest parc. Și după cum vedeți, este un câine foarte, foarte agresiv și...
Nu știm, cred că ar sfârșia și un pitbull. Ce-ai, băi? Tu, eroule, tu, periculosule, tu, 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 hiperactivule, tu, tu. Aici în stânga mea e un alt mod de a te relaxa aici în campus. Lumea vine cu hamace de acasă și și le leagă pe copaci, după cum vedeți. Îmi pare rău de vânt. Noi avem protecție la microfon, dar s-ar putea să nu facă față. Suntem chiar la mal și vântul bate foarte, foarte tare. O chestie interesantă pe care am văzut-o în toate universitățile sau în toate centrele mari unde sunt expuși oamenii pericolelor, sunt chestiile astea aici în spate, uite, emergency. Dacă ai o problemă, poți să vii și să apeși și discuți cu cineva. În cazul ăsta e Northwestern University. Dar s-ar putea ca poliția să vină imediat, da. Că ei au... Și încă o chestie, pe colțul ăsta de mal au organizat un loc de... Șezătoare. Șezătoare, așa, da. Să-ți foarte faci frumos. Foc de tabără. E tare. Avem și o zonă pentru băieți, bărbați, respectiv un teren foarte, foarte frumos. Frumos, iarba e artificială, dar arată tare, tare bine stadionul lor și aici joacă băieții și fetele de la universitate. Și acolo e o altă clădire foarte, foarte frumoasă. I've been wanting something from you. You've been giving nothing. Oh, I've been wanting. Uite ce se întâmplă dacă uiți cifrul la lacătul de la bicicletă. Îți lași o roată aici și pleci doar cu una și cu cadrul acasă. Asta e o variantă. Varianta a doua nu iau în calcul furatul, știi, că poți să-i lași roata și să-i furi partea cred cealaltă. Cred că fură cineva din culte și acolo sunt biciclete multe. Da. Ar fi cool. Sau poate că are pană și au lăsat-o ca să-și... o fi înlocuit-o cu alta. Nu știu dacă eu să înceapă școala acum în toamnă, în persoană, pentru că noi în Chicago o să facem în continuare în online
Pe când în Evanstone poate să fie cu totul alte reguli și poate vin în persoană. Chiar nu știu dacă o să înceapă clasele. În Evanstone sau e în Chicago? În Chicago. Pentru că Loyola face... Sau nu Loyola, cine face? Bine, cele private, da, și e tot în Chicago, doar că unele private aleg să facă treaba asta, pe când eu, fiind la un colegiu de stat, se... Să zic așa, se conformează și cu ceea ce zice primarul și e mult mai mult influențată de partea asta de guvern și de legi. Am terminat plimbarea noastră și mergem la un restaurant să mâncăm. Încercăm și noi unul de aici din zona, are review-uri foarte bune, are 4.4 pe Google și să vedem ce au acolo. Mâncăm un falafel? Cred că poți să-ți alegi, din câte am înțeles, le zice OMG plates și ai de ales din mai multe categorii. Practic îți faci tu farfuria după mai multe variante, dar vedem, nu ne lasă cu Caden înăuntru, dar au dining afară și afară bineînțeles că poate să fii cu câinele. Hai să-i dăm bătaie. Am încercat să filmăm și ceva cu drona, dar aveam așa un pic emoții că am intrat pe internet și erau așa de multe reguli pentru drone încât am ridicat-o foarte, foarte puțin doar aici deasupra lacului, după cum ați văzut și voi. Cine a duș bun acolo? De toate. Dar ce faci cu măscuța aia pe... Am și uitat-o. M-am dus relaxat înăuntru și stau, mă uit, încerc să mă decid ce vreau, ce nu vreau. Și eu ce de mască? Oh, nu ai zis, mie mi-e foame, n-am venit. Okay, dar mi-a ținut rândul, mai erau oameni și au așteptat până m-am întors, nu la următorul. Da? Dar eu zic, stați, stați, că mergeți să-și ia masă. Nu au avut lemn. Nu? Nu, e vito. No, ok. Ar trebui să fie ok, după ce am stat 10 minute după ea. Caden a intrat după scaun. A zis că acum de când e cu corona nu mai au farfurii și așa, totul e așa de unică folosință. Așa e cerința? Știu că e cerința sau așa preferă ei ca să arate. Asta e a mea. Tu ce ți-ai luat bun? Eu mi-am luat chicken shawarma și așa o combinație. Cel ce am luat e mediteraneanul și am luat eu asta ca să gustăm. Bețe din carton. Ok. Chiar nu mai fac. Și au foarte multe comenzi în online. Da. Deci cât timp astea de acolo ieșeau în continuu comenzile pentru Uber. Hai să vedem. Aici avem hummus, o salată din nouut. Asta cred că e nouut. Chickpeas, nu știu. Dacă zic greșit, mă corectați voi. Dar știu în engleză că e chickpeas și cred că e nouut. Nu sunt sigură. Și apoi avem orez și îi zice chicken shawarma. Probabil că o fi condimentat foarte bun. Tu ai cuscuș. Tu ai iaurt, salată mediteraneană, steak și cuscuș. Și eu am mai primit... pentru că eu am avut chicken shawarma, mi-a dat și pâinica. Oh. Numai bine, o să-i dau puțin la Caden. Păi și mie nu trebuia să-mi dea. Nu, că tu ai avut steak, nu chicken shawarma. Suntem sătoi și ce notă am dat restaurantului, care e de fapt un fel de fast food, nu e chiar restaurant. Da, ceva așa rapid. Nu e să mergi să stai să stai o oră, două ore acolo. Da, a fost duci, foarte gustos. Duci, repede din vitrine, cred că era în vitrine, nu? Da, era în vitrine, dar el îți spunea, tu alegeai ce vrei din variante. A fost gustos, carnea gustoasă, da, hummusul a fost foarte, foarte bun, tu ai avut cușcuș, a fost foarte bun. Foarte bun și cușcuș, un condiment potrivit, nici prea mult, nici prea puțin, carnea la Iaurt fel. Iaurt a fost foarte bun, acrișor și cu lămâie prin el. Da, cu bucățele de lămâie. Și salata mediteraneană, așa a fost. Foarte bine, condimentată. Pâinița foarte bună, a aprobat și Caden. Am primit puțină cărniță și pâine.
Sperăm că vi s-a părut interesant vlogul de astăzi pentru cei curioși să vadă cum arată un campus și pentru cei care sunt curioși să vadă ce mai e nou prin Chicago și ce mai arătăm de aici, de prin zonă și pe unde ne mai umblăm în zilele astea. Ce să zic, ne vedem cât de curând cu un nou clip, o nouă aventură. Dați un like, un subscribe și vă dorim. Acum avem timp mult, o să mai facem câteva din astea, nu? Și vă dorim ce vă doriți și voi. Și o săptămână minunată vă dorim. Bye.